O magistrală de gaz din Deva stă să se prăbușească după un accident rutier produs în urmă cu 3 săptămâni. Până acum nu au fost reparați suporții care o susțin. Oamenii spun că oricând s-ar putea fisura sau chiar rupe. Inspectoratul pentru situații de urgență și deținătorul conductei vor analiza problema existentă și vor lua măsurile care se impun pentru a nu se ajunge la o tragedie. Țeava de gaz este situată pe centura Devei, în zona ștrandului. Cei care trec pe acolo pot vedea starea în care se află și faptul că stă să se prăbușească. Mai mulți stâlpi de susținere au fost scoși și pur și simplu din pământ. Un devean a filmat acest lucru și l-a postat pe o rețea de socializare. Ducându-mă la ștrand, am observat că magistrala de gaz, magistrala de alimentare a municipiului Deva cu gaz, este căzută de pe vreo 3 suporți, în urma unei lovituri, a unui impact. Probabil că o mașină a lovit acea țeavă, pentru că sunt urme de vopsea albastră pe țeavă, pe magistrală. Ori nu e firesc ca acea țeavă să stea în poziția aceea, pentru că este căzută de pe suporți, are tensiuni în ea și se poate oricând fisura sau chiar rupe, ceea ce poate duce la o întrerupere a furnizării cu gaz pentru municipiul Deva. Oamenii spun că ar fi fost cazul să se facă reparațiile necesare de mult timp, imediat după producerea evenimentului rutier. Pe o distanță de 100 de metri, rând pe rând, pare că stâlpii de susținere a țevei de gaz vor ceda. Cam de vreo 2 săptămâni am văzut eu. Ce părere aveți că nu se întâmplă nimic? Poate fi un pericol? E ignorat, văd că totul. Ce pot să zic? Nimeni nu ia nicio măsură. Că mă gândesc că asta este conducta de gaz, da? Doamne ferește, nu știu, probabil a fost un accident, nu știu ce să zic. Ceva mașină de... Păi era cazul, nu ar fi, era. Reprezentanții ISU spun că verifică situația la fața locului și vor o decizie împreună cu deținătorul magistralei de gaz. În urma sesizării venite din partea dumneavoastră în data de 8 august, privind situația țevii de gaze aflate în apropierea ștrandului din municipiul Deva, ISU Hunedoara a dispus imediat efectuarea unei recunoașteri în teren în vederea depistării unor eventuale fisuri la nivelul conductei sau scurgeri de gaze, ceea ce nu s-a confirmat. Concomitent, situația semnalată de dumneavoastră a fost adusă la cunoștința operatorului de distribuție a gazelor naturale, în mod oficial, pentru a fi luate în cel mai scurt timp măsurile ce se impun în astfel de cazuri. Totodată precizăm faptul că nu au fost primite apeluri la numărul unic pentru situații de urgență 112 legate de acest caz. Până una alta, gropile rămase după ce suporții au fost mulși din pământ au devenit coșuri de gunoi pentru deveni.